adevărul și nebunia cu care oamenii intră într-un fel de stare care este, după părerea mea, foarte importantă pentru un om care inventează tot timpul. Și tocmai faptul că inventează și tocmai faptul că este extrem de convingător îi face pe actori să-l caute și să dorească să joace în spectacolele lui Hauswater. Eu personal vă invit să citiți și celelalte cărți pe care le-a scos Costel Postolache în editura sa integral și aici aveți multe de ales. Eu personal vă recomand absolut tot ceea ce s-a editat, Penumbra, excepțional, Dor Călător și Ludi. Ăsta n-am citit-o, trebuie să mă opresc asupra acestui roman, e roman sau un roman. Deci, domnul Alexander Hauswater este, pe lângă faptul că este un regizor a cărui școală o recomand, este și un romancier. Este și un deosebit conferențiar, întrucât în momentul în care îl asculți vorbind despre teatru, îți vine să intri într-o polemică care nu mai are sfârșit, pentru că fiecare dintre noi, oameni de teatru, avem opinii și fără discuție că aici a fost vorba despre felul în care politica este prezentă în spectacolul de teatru, eu spun că există o tendință extraordinară să politizezi chiar la infinit, acolo unde nu este nevoie și consider că autorii trebuie respectați în pofida faptului că regizorii își iau câteodată piesele ca un fel de motiv ca ei înșiși să recreeze un spectacol, spectacolul fiind mai important decât piesa în sine, lucru pe care nu am putut să-l discut astăzi, întrucât nu avea niciun sens. Ceea ce are sens însă este faptul că Hauswater își creează piesele. El scrie scenarii și scoate în evidență ideile pe care actorii sunt obligați să le joace. Și sunt obligați să le joace datorită felului în care el furnizează o anumită energie. Și această energie pe care el o furnizează îi face pe actori să simtă că spectatorii intră într-o extraordinară fuziune, într-un dialog permanent cu actorii. Și dacă au intrat într-un dialog permanent cu actorii în timpul unei piese, desigur se vor bucura foarte mult să-l asculte pe Alexander în momentul în care vorbește spectatorilor dincolo de ceea ce se cheamă un spectacol. El însuși fiind un spectacol. Voilà.